O minge umflată cu heliu va deveni mai imprevizibilă. Spray-ul Glove Glue va face orice mănuși mai bune. Ghetele purtate în apă caldă vor deveni mai comode. Acestea sunt doar câteva dintre miturile de fotbal pe care le voi testa în următoarele 24 de ore. Primul mit este că spray-ul de mănuși Glove Glue dă aderență oricărei perechi de mănuși. Așa o fi? Începem cu o pereche de mănuși nu foarte scumpe, cam așa se aude acum. Adică nimic. Și două teste de aderență. Hai să vedem Ianco, antrenor de portari. N-ați văzut nimic, nu sunt portat. Acum să vedem spray-uri. Spune aici să dăm 2, 3, o să dau 5. Deja se vede că are priză, hai să vedem la minge. Altă treabă, chiar mă simt mai încrezător, mai tare. Dar nu acolo. Bun, și acum să schimbăm mănușile. Am găsit pe garaj așa random această pereche de mănuși, nu știu la ce sunt folosite. Să vedem dacă pot să faci treabă cu ele ca portar. Gata, le-am luat, par foarte alunecoase, ia încă 2 șuturi. Cum se aude? N-au priză deloc. Dar oricum alunecă mingea. Ceea ce e bine, pentru că vedem dacă funcționează spray-ul. Acum spray-ul magic. Sincer, nu simt mai nimic. Să vedem totuși cum e cu mingea. Nu cred că la latex are priză ăla. Da, nu, mitul ăsta este infirmat. Cu siguranță spray-ul funcționează extrem de bine la mănușile de portar unde este latex, dar la cele de piele nu își face efectul. Hei tu, dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, așa apreciez enorm dacă ai putea să faci acest lucru, deoarece încerc să ajung până la finalul lunii la 153.000 de abonați. Șuturile cu țâul sunt cele mai puternice. Voi șuta prima dată normal, iar apoi cu țâul să vedem dacă este totuși adevărat. Șut normal și acum cu țâul n-am mai șutat de foarte mult timp. Chiar a fost rapid. Ok, se pare că mitul acesta este infirmat. Mitul următor spune că dacă lovești mingile în valvă, acestea vor fi mai imprevizibile. Am 3 pe care le voi lovi de control, iar apoi 3 pe care le voi lovi în valvă. Fratele Ianco este portar. Ce ai făcut? Lasă-o că vreau să mai bag încă 2. Vreau să-i chem prietenii la cină. Bun, acum în valvă. Gata, mingile sunt pregătite să fie lovite în valvă. Am vrut să lovesc mai în forță. Acum vreau să dau gol. Nu-i bine. A fost mingea imprevizibilă sau portarul slab? Scrieți în comentarii. Am lovit și mai slab mingile la a doua rundă, însă cred că mitul acesta este fals. Mitul următor spune că mingea de la Cupa Mondială din 2022, Al Rila, este cea mai rapidă minge creată vreodată. 2 șuturi de control cu o minge normală și apoi 2 șuturi cu aceasta ca să vedem dacă este adevărat sau nu. N-a fost cel mai bun șut al meu. Runda 2. Și acum să vedem Al Rila. Sincer, s-a simțit mai rapidă. Da, și mitul este adevărat. Ghetele Adidas Six sunt cele mai rapide. Fac 2 sprinturi în paralel și vedem dacă este așa sau nu. Da, chiar sunt mai rapide și nici nu avea cum la câtă tehnologie este în ele. Adidas Predator imprimă cel mai puternic efect asupra mingii datorită acestor lamele. Verificăm imediat. Ca de obicei, 3 de control. Ok, început bun. Doua. Mai avem doar una. E scurtă. A fost prea scurt. Aia e momentul adevărului. Lejer. A doua mai devreme cu ghetele clasice a intrat. Ușor, următoarea, ultima. Pentru 3 din 3. Intră sigur. Da, pot să spun că mitul este oarecum adevărat, însă este foarte importantă și tehnica. Adică degeaba ai ghetele cele mai bune dacă tehnica nu e potrivită. Se spune că ghetele fără șireturi te ajută să ai un control mai bun al mingii. Testăm acum. Trebuie să opresc mingea în semicerc. Fratele Ianco a fost nesimțit aici, mi-a dat pe piciorul stâng. Trecem la cele cu șireturi. O fi vreo diferență? Vedem acum. Talpa e grea la astea. Un început nu foarte bun. Bună! Încă 2. E pe linie, să zicem. Ultima. E bună.
Nu e în semicerc. Ce vreau să spun este că și aici teoretic se poate confirma mitul, însă simt că ține foarte mult de tehnică, așadar pentru mine o să fie infirmat. Pentru că nu am simțit atât de mult diferența între șiret și fără șiret, mai degrabă e de cum simți mingea și repede tehnică. Următorul mit spune că ghetele Puma Future sunt cele mai comode. Le încalți și vedem. Probabil am mai spus și în alte videouri, eu am piciorul lat și ghetele Adidas X, deși îmi plac foarte mult, nu sunt cele mai comode pentru mine. Testăm să vedem cum se simt cele de la Puma Future. Ua, e total altceva. Deci sunt senzaționale, foarte comode, mai ales dacă aveți piciorul lat, vi le recomand. Pot confirma mitul, însă cu o mențiune, și ghetele Adidas Copa Mondial sunt la fel de comode, însă, să recunoaștem, nu arată la fel de interesant precum acestea. Oricum ar fi, le găsiți pe toate pe ergol.com, toate cele prezentate în acest video, și aveți 10% reducere dacă folosiți codul MIDAS. Pe lângă ghete găsiți mingi absolut tot ce vreți pentru fotbal. Toate mingile cântăresc la fel de mult. Hai să începem cu Jabulani, care are 428 de grame. Am avut o minge de la Adidas, acum una de la Nike. Aceasta are 434, deci deja nu au aceeași greutate. Urmează Puma, 432. Hai să vedem capa. Toate mingile sunt oficiale de meci, 441 de grame aceasta. Și în cele din urmă, una de la Titan, 423. Chiar cea mai ușoară. Așadar, mit infirmat, nu toate au aceeași greutate. Am văzut o variație de aproximativ 17 grame. Dacă lași o minge la soare pentru câteva ore, aceasta va deveni mai moale. Am două mingi la fel, aceasta este tare, iar aceasta este moale, și să vedem care este diferența peste câteva ore. După mai bine de 3 ore în care au stat la peste 30 de grade, mingea aceasta este la fel, iar aceasta este puțin mai tare. Deci aș putea să spun că mitul se confirmă. Mingile cu heliu sunt mai imprevizibile. Două mingi la fel, aceasta este umflată cu aer, iar aceasta este cu heliu. 5 shoturi cu fiecare, vedem dacă este vreo diferență. Începem cu cea normală, dar asta atâtea mingi în poartă, Adi, așa multe goluri ți-ai luat înainte? I-am nerit partea pe care e accidentat. N-a fost rea, e al treilea șut pe care îl dau azi. Fui. Trebuie să mai dau două goluri. Am rupt plasa, nu era ruptă dinainte. Și încă unul. Bravo. Urmează șuturile cu mingea cu heliu. Să vedem dacă este vreo diferență. Adi, o să-ți dai și tu cu părerea la final. Șutul meu e prost. Bun. Nu ți-l mai dau partea aia, că nu-mi place. Prost. Prima ratare completă a porții. Ultima. Nu pot să zic care a fost mai imprevizibilă, sincer. Mi s-au părut la fel. Ți s-a părut vreuna mai imprevizibilă? Nu, nu? Oricum a mai fost demonstrat înainte, chiar și științific, nu este nicio diferență. Mit infirmat. Calitatea ghetelor nu contează, pentru că pentru mine o constantă o reprezintă penaltiurile. Voi da 5 cu ghetele de fotbal profesionale și apoi 5 cu o pereche de Adidas. Pe toate, ca să fie cât mai ok, le voi da acolo Adidas. Deci toate încerc să le dau acolo, chiar pe bune, pe bune. Dar bine, stai și tu cum trebuie. Dar asta va fi ideea, ca să fie de control, le dau pe toate în același loc. Nu sunt mulțumit. Nu, 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 tocmai foarte slab. Pentru cum le dau de obicei. Bravo. Încă două goluri. Bravo, bună. Am dat-o și sus, dă una normală. Și ultimul cu ghetele normale. Ce-i drept e altceva când portarul știe unde dau. Și acum cu Adidas și... Vai, ce ciudat mă simt. Rar mi se întâmplă să ratez. Bun, ăsta a fost decent. Oh, cum ai prins-o? Bravo! Ok, și ultimul, deja pare că fac o diferență ghetele. Aia, trecem la următorul mit. Ghetele de fotbal te fac un jucător mai bun. Așa oarecum că ai lângă tine cel mai slab fotbalist pe care îl știi. Asta a zis și Adrian Elicopter de luptă într-un video care urmează. Nu despre tine, despre el. Deci, da, normal, fratele Ianco are ghete de fotbal, eu am Adidas. Și vom face call-out penalties. Să vedem dacă mă poate bate. În mod normal, sunt mult mai bun la proba asta. No, să spunem doar așa. No, ok, încep tu? Hai că încep eu. Vinclu din dreapta sus. Ah, ai fost prea evident. Dar am zis că mă dau și pe stânga și așa, dar nu. Prea evident. E bine să scap de astea din prima. Tot timpul încerc să scap din prima, a doua, să scap de centru. Că după când știi portarul, deci toate colțurile, da? Asta e ideea. Stânga jos.
Oho, ce noroc, nu te cred! Nu e noroc, e skill! Ultima dată când s-a întâlnit Adi cu bara aia n-a fost prea bine. Tot cu mingea asta era. Dreapta sus. Da, să vede că ai mai multă experiență, da? Stânga sus. Acolo ai vrut să dai? Stânga sus. Bun, aproape. Stânga jos. Mamă, ce-a scos-o, n-am putut să dau prea multă forță cu Adi, dar și... Bravo, Adi! Dar nu mai știu unde n-am dat. Am trei, mai am două locuri. Două, da. Dreapta jos. Și-am dat-o tare. Dreapta jos. Bună! Între ochi. Două! Două? Dar numai centru mai aveam, da. De ce ai sărit, te-ai speriat? Asta chiar! E? Ultimul loc pentru mine. Să vedem, Adi, dacă mai ai, dacă ți mai amintești unde trebuie să dau. Nu am putut să-i dau înălțime, dar oricum mitul se confirmă. Haide, Iancu, aici. Zici? Zic. Nu cred, nu știu. O risipă, adică nu știu. O risipă de ghete de 1000 de lei. Mai mult, 1200 de lei. Ghetele de pe airgoal.com. Ele te pot face un fotbalist mai bun, dar trebuie să și exersezi. Nu uitați că aveți 10% reducere dacă folosiți codul MIDAS. Dacă ghetele nu se potrivesc perfect pe piciorul tău, poartă-le în apă caldă pentru ceva timp și apoi totul va fi perfect. Hai să vedem. Am o pereche nouă de ghete, evident, de pe airgoal.com. Sunt Adidas X și haideți să testăm acest mit. Ok, e ciudat. Voi sta aici cam 15-30 de minute și vedem apoi cum se simt ghetele. Au trecut cam 30 de minute și trebuie să recunosc că disconfortul inițial din zona aceasta a dispărut acum și sunt extrem de surprins. Eu nu încercasem metoda asta până acum, deci mitul este confirmat și trecem la următorul. Ghetele Adidas X sunt cele mai ușoare. Înainte să le cântăresc însă, vreau să văd câte grame au alte modele. Modelul clasic Adidas Copa, să le pun așa, 684. Puma Future ale lui Neymar. Toate sunt aceeași mărime, important de menționat. Wow, diferență uriașă, 495 de grame. Adidas Predator, 565, destul de grele. Cele mai ușoare ghetele de la Nike, Nike Mercurial, acestea sunt Superfly Vapor, cred că ar fi puțin mai ușoare chiar, 430 de grame. Și acum Adidas X, 427 de grame și retul, apropo, este aici. Cele mai ușoare, dar la o diferență foarte, foarte mică. Le mulțumesc membrilor Dudu, Sebastian Aleșnicu, Buda, Adrian Băicianu și Manix, dar și lui Andrei pentru follow-ul pe Instagram. Dacă vrei să-ți auzi numele la finalul următorului video, trebuie doar să mă urmărești pe Instagram @midas.